Te invit să ne inspirăm astăzi din înțelepciunea lui Immanuel Kant, unul dintre cei mai influenți filozofi din istorie. Vom explora gândurile sale despre viață, relații și natura umană, descoperim perspective profunde și relevante. Haideți să vedem cum ne pot îmbogăți cuvintele acestui mare gânditor și să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu părăsi pe nimeni din cauza unor cuvinte. Faptele contează. Răbdarea este forța celor slabi și nerăbdarea slăbiciunea celor puternici. Nu investi tot timpul într-un singur efort, pentru că fiecare lucru necesită timpul lui. Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. Reguli pentru fericire, ceva de făcut, ceva de iubit, ceva de așteptat cu nerăbdare. A fi înseamnă a face. Omul înțelept se răzgândește, prostul niciodată. Nu trebuie să credem tot ce spun oamenii, dar nici să credem că ei vorbesc absolut fără temei. Cerul i-a dăruit omului, spre a recompensa toate greutățile, trei lucruri: speranța, visul și zâmbetul. Tratați oamenii ca pe un scop, niciodată ca un mijloc pentru un scop. Comportă-te în așa fel încât ce faci să fie un exemplu al felului în care ar trebui să arate omenirea. Cel care este crud cu animalele este dur și în relațiile cu oamenii. Putem judeca inima unui om după cum tratează animalele. Cu cât suntem mai ocupați, cu cât mai acut simțim că trăim, cu atât suntem mai conștienți de viață. Știința este cunoaștere organizată, în timp ce înțelepciunea este viață organizată. Suferința este un impuls către acțiune. Inteligența individului este măsurată de cantitatea de incertitudini pe care este capabil să o susțină. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Minciuna este disprețuirea și oarecum nimicirea propriei tale demnități umane. Fericirea este un ideal al imaginației, nu al rațiunii. Comportă-te în așa fel încât ce faci să fie un exemplu al felului în care ar trebui să arate omenirea. Voia lui Dumnezeu nu este pur și simplu să fim fericiți, ci să ne facem fericiți. Nu este suficient să făptuiești ceea ce este drept, ci trebuie ca fapta ta să fie făcută exclusiv de dragul dreptății. A trebuit să elimini cunoștințele pentru a face loc credinței. Conceptul fără intuiție e gol, intuiția fără concept e oarbă. Numai împreună, bărbatul și femeia formează omul complet. Lipsa de sex, pe termen mai lung, în cele din urmă, transformă orice om într-un nevrotic. Îndrăznește să te folosești de mintea ta. Să străiești viața ca și cum acțiunile tale
ar deveni lege universală. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.